Bine ați venit, oameni buni, la Secretele Brașovului. Astăzi, în această frumoasă Duminica Florilor, vom vorbi în prima parte la secrete despre ce altceva decât despre florii și despre obiceiuri și despre datini și despre ce se întâmplă în șcheii Brașovului și despre ce o se întâmple și săptămâna viitoare, pentru că peste numai o săptămână, în Sfintele Sărbători de Paști, vom avea multe evenimente, dar și în toată această perioadă în Brașov se întâmplă niște lucruri pe care aș dori să le cunoașteți. Am alături de mine pe domnul Alexandru Stănescu, secretarul general al Uniunii Junilor din șcheii Brașovului și Brașov Veche și totată June Roșior, nu? Da. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Și în dreapta dumneavoastră, la stânga mea, este domnul Florin Clipea, vicepreședinte al Uniunii Junior din șcheii Brașovului și Brașovul Vechi și totodată președintele Societății Junilor Curcani. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim de invitație. Haideți să începem cu ziua de flori, pentru că știu că dumneavoastră aveți aici un întreg ritual și sunt multe lucruri despre care putem să discutăm. Încercăm cumva să le condensăm și să scoatem esența din ele ca oamenii să fie interesați și să vină să participe la acțiunile pe care le organizați. Te rog. Da. Mai întâi aș dori să le urez la mulți ani tuturor florinilor, florinelor, florentinelor, pentru că astăzi este ziua lor onomastică. În afară de aceasta, aș dori să spun că obiceiul floriilor sau obiceiul care are loc în șcheii Brașovului și în Brașovul Vechi în această zi este parastasul junilor. Acest parastas care înseamnă cumva o trecere de la o etapă la alta, dar mă refer la perioada sărbătorilor care urmează să fie, o trecere dar care are legătură întâi sau pune în evidență și valoarea și semnătatea junilor care nu mai sunt printre noi și au trecut. Adică, în afară de faptul că ne pregătim în Duminica Paștilor de investirea noilor șerși și începutul, să zic, obiceiurilor din Săptămâna Luminată, în această sărbătoare a floriilor, încercăm să-i onorăm și să pomenim memoria junilor care nu mai sunt printre noi și care au făcut ca obiceiul acesta să reziste atâta timp. Ce se întâmplă, de fapt, în această zi? În această zi, dimineața, de obicei, se adună junii în Piața Unirii, de unde merg la Vătaf. Atmosfera nu este ca cea cu care ne-am obișnuit de obicei, una veselă, nu se merge cu alai, cu formație în față, cu muzică. Tonul este mai sobru pentru că așa impune momentul. Vătaful este cel care conduce această partea de ceremonial în această zi, are, să spun așa, rolul principal împreună cu celelalte șerci, cu armașul mare, cu armașul mic, cu sutașul. Și după ce oamenii ajung la Vătaf, unde primesc o gustare și discută probleme legate de junie și își amintesc de vechii lor tovarăși, care au petrecut bine, se întorc la biserică, în Piața Unirii, majoritatea sau alții, mă refer la Brașov Vechi, la biserica Adormirii Macinului din Brașov Vechi, iar alții chiar la Sfânta Treime pe Tocile, cu colivele, cu o colivă mare, coliva junilor, care este făcută special de juni. În ziua dinainte, de obicei, se ocupă de ea șerjele, vătaful, ajutați de alți juni, care înainte bat grâul, îl pregătesc, se face tot această, se pregătește această colivă care are mai mult decât o însemnătate din asta
de celebrare a morților, ci e cumva și un fel de împărtășire a tuturor din aceeași mâncare, din grâu, din pâine. Și de acolo, din casa Vătafului, ca să revin, se pleacă cu coliva în alai, dar păstrând atmosfera sobră, un cortegiu, dejun, coboară spre biserică. Acolo se participă la slujbă, are loc și slujba de pomenire, se dau pomelnice. Florin, colegul meu, vicepreședintele Uniunii Junior, poate să vă spună destule despre acest obicei, pentru că a fost la mult mai multe decât mine, fiind mult mai vechi în rândul junilor, dar ce este important este că fie că suntem noi, fie că suntem vechi, toți participăm la această comemorare, toți când ducem coliva la biserică, luăm parte la acea slujbă, preoții și întreaga comunitate din parohie care participă asupra forilor rămâne când are loc pomenirea tuturor morților noștri, pentru că să știți că fiecare societate are un pomelnic. Și în acel pomelnic sunt trecuți toți junii care au decedat. Și încă un eveniment important în chestia asta cu pomelnicile acestea care le avem fiecare societate este că pe pomelnicul respectiv e ceva deosebit care nu se întâmplă nicăieri în țara noastră. Decedații morții noștri au trecut numele de familie și numele mic. Deci se citește ambele nume, ceea ce nu se întâmplă în alte probleme. Deci de aceea e foarte important că sunt trecuți cu nume și prenume fiecare membru care a decedat de prin 1800 și ceva sunt pomenicele acestea. Și avem grijă ca ele să dăinuiască. Rămân din generație în generație aceste pomenice cărți, caiete care le avem și se adaugă la ele pe fiecare an pe cine pierdem. Să sperăm cât mai puțin. Da. Și aici sunt probleme. Se rup în generații, pentru că am observat la Junii Curcani, acolo sunt mai în temă, s-a dus o generație, acum de câțiva ani de zile avem foarte puțini care decedați în grup și acum mai suntem câțiva care mai suntem în rest, băieți tineri toți care încercăm să-i educăm să păstreze această tradiție, acest spirit al scheiului, că până la urmă junia este doar spiritul scheiului, nu este din altă parte și cei care mai sunt apropiați de noi, care îți veniți mai târziu, de prin 20 și tot din schei s-au inspirat. Deci, chestia asta cu junii e dintr-o cărie de la noi, cum clar spunem că este noi, exact, a noastră. Da. Eu țin minte că copil fiind, bunica mea a locuit Dumnezeu să o odihnească în schei Brașovului mulți ani de zile și ea era momentul în care era sărbătoarea junilor și știa tot ceea ce se întâmplă, nu numai ceea ce vede brașoveanul, să zicem. Da, știa toate evenimentele. Da, știa toate evenimentele. Scheienii care sunt vechi, da. Chiar dacă nu au fost juni, da, știau toate evenimentele junilor. Știa și participa, sigur, când putea și bătrână, fiind săraca, era, de-abia mai mergea de multe ori și venea să le vadă, da. Ții minte? Și acum putem face și o trecere ușoară către celelalte evenimente. Haideți să vedem că în afară de ceea ce cunoaște, să zic, brașoveanul și turistul de rând, cei care știu și vin și asistă la sărbătoarea junilor, mai sunt și altele. Deci după această pomenire a morților noștri, urmează Duminica Paștilor, în care se fac investirile șergilor, adică vătafului, armașul mare, armașul mic. În fiecare an se schimbă, după cum știți, vătaful, adică se avansează de la sutaș la armaș mic, armaș mare, după aceea vătaf. Această schimbare, acest obicei îl au fiecare grup de juni la o troiță care o au în îngrijire și au îngrijit-o și când alții nu se uitau la ele. Și deci curcanii merg pe coastă sus pe la Crucea Mușucoiului, roșiorii sus la Chetriș, bătrânii în Variște. Deci fiecare își are troița unde fac acest ritual. În afară de asta, se cântă troparul învierii când ajungi, se cântă la toate crucile pe care le întâlnești în drum, adică care le avem noi. Cum erau și sunt destule în schei, pentru că la fiecare
intersecție există o trăiță, o cruce și la fiecare cântăm troparul învierii, după care mergem sus, facem aceste evenimente și după aceea se termină ziua de Paști, fiecare merge să-și sărbătorească ziua învierii Domnului la el acasă, în familie, că asta e o sărbătoare de familie, și după aceea urmează lunea Paștelui, cum îi spunem noi, merge un itiner la stropit, împărțiți în două sau trei grupuri, depinde, că și acolo sunt probleme, nu mai avem muzicanți, că sunt, nu mai învață să cânte nimeni la vioară și la cobză, toată lumea învață la saxofon și la acordeon. Și eventual și, pe internet. Așa? Deci, acolo de aceea, ori sunt două grupuri, normal erau trei, să fie trei grupuri, deci fiecare șarjă avea un grup de tineri cu care lua toate fetele la rând din schei. Că tot în schei se întâmplă treaba asta. Marța este marțea cu plăcinte, după amiaza se fac plăcinte, vin unii tineri cu ele, le dă la lume, se cântă. Ai un fel de sărbătoare mai restâns acolo în prun, plus că noi anul ăsta, având în vedere că am înregistrat un moment istoric din nou, am reușit să obținem un sediu pentru Uniunea Junilor, un sediu extraordinar frumos, mare, și de aceea acum în marțea, în lumina, săptămâna luminată, vrem să-i facem o deschidere mai oficială, mai sărbătorească, așa, ca să știe toată lumea de ce suntem în stare sau nu suntem. Poate ne vom fi criticați, poate vom fi lăudați, asta rămâne de văzut ce se va întâmpla după. Mai ales presa, că ei vor veni și vor aprecia dacă suntem în prima fază, în prima fază transmite presa, că dânsii vor acolo este pulsul la presă. Dacă ne critică, noi însușim critică. Este dacă vorba nu... despre imobilul din strada Prundului numărul 1, reabilitat de municipalitate, acoperiș și ce s-a mai făcut, da, acolo, plus alte lucruri la care înțeleg că chiar mi-ați spus dumneavoastră că încă mai lucrați acolo. La noi el. Acum doar ne amenajăm interiorul, cum s-ar zice, ne amenajăm casa. Am primit-o, o casă frumoasă, acum trebuie să ne dăm și noi interesul să arete și în interior. Exterior arată extraordinar de frumos. Investiție. Locația e foarte frumoasă. Locația este exact, cum să spun eu, de la poarta de la intrare. La poarta schei, nici dacă visam. Deci nu cred că am visat vreodată că vom obține așa ceva pentru noi. Că totdeauna june au fost trecuți așa mai la coadă. Lasă-i că ei se descurcă. Că totdeauna ne-am descurcat pe oameni hotărâți, pe banii noștri, pe puterile noastre. În sfârșit avem un susținător în primarul Brașovului care ne-a ajutat extraordinar. Și mulțumim cu ocazia asta că n-am avut. Adică în față poți să-i mulțumești, dar vrem să facem public să știe și ceilalți brașoveni că merită lucrul ăsta. Celelalte activități, vă mai spune domnul Stănescu că dânsul fiind istoric știe mai bine ca mine, deja mă laudă pe mine, dar ca istoric știe mai multe ce vrem să facem acolo, ce vom face în săptămâna luminată. După aceea va veni, sigur, va veni cavalcada, care toată lumea o știe și despre aia e cazul să vorbim mai puțin, că aia o să tot să, aia o să fie, toată lumea o să fie plin, cu ochii pe ea. Da, da. Iar dacă va fi vremea ca astăzi, cel puțin vom avea vreo 50.000 de oameni, deci nu ne facem probleme de... Să dea Dumnezeu să ne ajute cu vremea. Domnul Stănescu, e vorba și despre un muzeu, ceva pe care intenționați să-l amenajați acolo? Practic, acum de această parte ne ocupăm. Între timp am cumpărat niște simeze, încercăm să le montăm, avem în gând să facem o microexpoziție, să organizăm un fel de spațiu muzeal în o parte din acest loc, din această clădire. Aș spune că, în sfârșit, junii au un sediu pe măsura însemnătății tradiției junilor pentru comunitatea brașoveană și că nici nu ne-am imaginat să avem așa ceva. Ne bucurăm că avem, în sfârșit, un loc unde să ne prezentăm tradițiile și unde să putem face diverse activități, pentru că avem un plan să facem diverse activități acolo, chiar și activități de educație non-formală,
Am instalat și un braz mobil, un suport pentru videoproiector. Încercăm să dotăm sediul în așa măsură încât să fie un exemplu de bună practică în ceea ce privește utilizarea unui monument sau unei clădiri așa de frumoasă și de bine amplasată în inima Brașovului pentru activități culturale. Acum aș dori să spun în legătură cu expoziția pe care o să facem acolo că o parte din încăperi vor fi destinate unei expoziții temporare care va putea fi din când în când mutată sau înlocuită cu alta, astfel că sperăm ca această clădire sau acest sediu pe care îl avem noi în acest moment să devină un fel de centru cultural al Brașovului, un mic un spațiu în care să se poată exprima liber cetățenii Brașovului și artiștii sau șchienii noștri și alții care își doresc să beneficieze de acest sediu. Uniunea Judilor de-a lungul timpului nu a păstrat doar patrimoniul material, ci a păstrat și o parte din patrimoniul mobil. Mă refer la artefacte, la anumite colecții de fotografii, de obiecte pe care noi astăzi cu mândrie le putem numi așa cumva moștenirea culturală brașoveană. Dar sperăm să expunem în măsura posibilităților și a spațiului pe care îl avem și a vor fi acum pentru început o să facem mai curând o expoziție de artă fotografică și de simboluri ale junilor, dar sperăm că la un moment dat să avem o expoziție deosebită cu vitrine în care să putem expune în condiții bune obiectele noastre, să punem lente vechi, să punem buzdugane, să punem buzdugane pentru meza stropit, pentru că aceste artefacte ale scanerilor, aceste elemente de patrimoniu mobil arată și nivelul ridicat al civilizației în aceste locuri. Ești civilizat atunci când ai și toate felurile de furculiță, toate felurile de linguriță, când ai buzdugan pe care să-l arunci, când ai un buzdugan pe care să-l etalezi, când ai un buzdugan mic care este recipient pentru mers la stropit. Adică dacă pentru orice obiect, pentru orice activitate folosești un obiect, deja sau un accesoriu, deja a intrat în altă lume și acolo se vede însemnătatea fiecarei civilizații materiale. În multitudinea de obiecte pe care și de accesorii, în rafinamentul cu care acestea sunt realizate și în multitudinea de destinații pe care oamenii le dau anumitor obiecte. Eu sper ca în puțin timp, trecând dincolo de această inaugurare pe care o facem acum în preajma zilelor Brașovului, care știți că vor avea loc începând cu vineri 6 mai, sperăm ca această inaugurare să reprezinte aportul Uniunii Junilor la oferta culturală brașoveană. Mie mi se pare foarte important, dumneavoastră nu sunteți pentru prima oară în emisiune la Secretele Brașovului, așa cum nici domnul Clipea nu este pentru prima dată, și de fiecare dată când m-am întâlnit cu dumneavoastră, fie că a fost pe teme istorice sau de juni, sau întotdeauna am văzut constanță și am văzut preocupare și faptul că, iată, și ce știu eu știu probabil de 10 ani, 20 de ani de când știu eu și am văzut, am putut să văd partea asta de juni. Acum aveam să-l întreb pe domnul Clipea, de cât sunteți? Aveți aproape jumătate de secol de cât sunteți june? Da, cred că anul ăsta se fac exact 50 de ani. Da, deci voiam să mă întreb pe dumneavoastră cum e să fii june de fapt, pentru că ce știu eu așa puțin. Deci ce să vă spun, ca să fii june, prima dată trebuie să faci sacrificii și sacrificii mari, adică chiar să-ți neglijezi familie câteodată, că asta e, sunt mulți care nu înțeleg lucrul ăsta. Deci, referim la mine, gândindu-vă că în 50 de ani de zile, în 40 de ani de căsătorie, Paștele și Florile l-am făcut o singură dată cu familia. Da. Mă emoționează și da. Cred că e greu. E destul de greu asta și cred că numai cei care
au care trăit participă, lucrul da, ăsta, la treaba asta, da. E foarte asta, greu. Altfel... Mie mi-e foarte greu să vorbesc de trecut. Nu știu de ce, am o slăbiciune la vorbi de trecut, de aceea totdeauna când am vorbit de trecut, l-am lăsat pe domnul Stănescu sau chiar cu cine mai fost, pentru că nu îmi place. Sunt eu mai sensibil la chestia asta cu trecutul. Îmi place să vorbesc de viitor, că asta trebuie să vedem. Haideți să vorbim de viitor. Haideți să vorbim de viitor atunci și să vedem, apropo de acest sediu, și am văzut că și asta v-a emoționat, faptul că aveți un sediu și că da, e clar că e un lucru pozitiv și din punctul meu de vedere, eu acum stau și mă uit, nu știu, ca și turist sau ca și om care vine în Brașov. Cred că a cunoaște istoria junilor și a avea un astfel de punct în care poți să te duci să te informezi, să vai, vezi un muzeu, cineva să-ți arate, iată, să faci o prezentare, exact cum spuneați dumneavoastră, mie mi se pare un lucru senzațional pentru Brașov. Eu sunt convins că dacă acest loc va fi promovat cât de cât cum trebuie, eu sunt convins că acolo nu va fi loc în cursul weekendurilor mai ales. Asta vrem să facem. Avem o poziție extraordinară, ținând cont că inclusiv toate autocarele care opresc pentru a vizita biserica Neagră, zona biserica, centrală, zona centrală a Brașovului, acolo au locul de oprire. Pentru noi este, cum să spun eu, manăcerească, deci doar să fim, să nu mă exprim, nu e cazul, așa, nu e cazul, nu, să nu putem face. Da. Ar trebui să avem reavoință să nu facem. Deci doar din reavoință nu faci ceva care să îți promovezi acest obicei. Și, în afară de obicei, să promovezi oamenii care îl practică. Că asta contează cel mai mult, oamenii care îl practică și se sacrifică să păstreze acest obicei în schei. Și, bineînțeles, acum și Brașov Vechi, care au intrat și ei în rândul junilor, cum s-ar spune. Ei sunt și ei vechi ca societăți, numai că au venit mai târziu în schei. În schei. Da. Domnule Stănescu, știu că v-am mai întrebat, dar sunt persoane care v-am mai întrebat cu timp în urmă, nu acum, cu circa un an în urmă, dar cred că știu că sunt persoane care întotdeauna sunt curioase de acest lucru și inclusiv turiștii și cei care ne privesc nu sunt tot timpul chiar aceiași. Și dacă ne dați câteva din lucrurile cu care putem, cum se deosebesc junii? Știu că sunt steaguri, sunt niște porturi, măcar cele de bază, să spunem așa, ca să știe și privitorii, cei care vor veni la sărbători și care vor urma, să zicem, acest program pe care l-a spus și domnul Clipea, să știe cum se deosebesc, de ce unul are pană, unul are pană, unul are cușmă nu știu cum, altul și așa mai departe. Da, de fapt, tot aceste deosebiri au pornit de la vechiul costum românesc de țara Bărsei, pe care, să spun, îl purtau cu mândrie eșcheieni. Mă refer la cămașa albă, la cioareș, la cizme, la laibăr, la șpențăl, care au fost, probabil din secolul al XVIII-lea, definitorii pentru portul de oraș. Uneori sunt dezamăgit când costumele noastre sunt considerate haine populare. Nu prea sunt. Sunt haine urbane, sunt haine de duminică, sunt haine de oraș. Nu cred că la țară mergea Badea Cârțan, de exemplu, că nu e departe de Brașov, așa, cu un laibăr cu nasturi din argint, la prășit sau la poate prășit. Nici duminică la biserică, sau că pe o cămașă înflorată care ține tot de portul vechi românesc, brodată cu motive vechi românești, cu motivul viței de vie, cu soarele și luna sau chiar cu pomul vieții, unele dintre ele, se puneau, pe care, de cămașa astfel de brodată, pe care se puneau fluturi sau paiete din argint, acestea chiar erau niște costume populare. De fapt, schienii junii au meritul de a fi păstrat costumele frumoase de sărbătoare și costumele frumoase de oraș, de duminică, cu sfințenie, pentru că în alte părți s-au alterat, s-au existat mode, sau costumul s-a simplificat, însă la noi putem vorbi de un costum cu origini vechi și de, probabil, de cel mai frumos și mai bogat costum. Cum reușim să-i diferențiem? Păi în felul următor, odată că junii tineri, junii bătrâni, junii
Curcan, junii dorobanți și chiar și junii brașovecheni port acel costum de culoare mai închisă, da? Adică cu o cămașă lungă, cu cioareci, cu cizme, cu șpențel și cu laibăr. Ceea ce îi diferă de obicei este un accesoriu important și anume pălăria sau căciula. Junii tineri întotdeauna, dacă îi vedem în defilare, o să semene cu junii bătrâni, pentru că și tinerii și bătrânii au pălărie. Cu diferența că junii tineri au o bandă tricolor la pălărie. Șergile junilor tineri au niște ruji, niște cocarde, după gradul lor, roșu pentru vătaf, galben pentru armașul mare, albastru pentru armașul. În funcție de grup, accesoriile se schimbă. Am spus că putem să-i deosebim pe tineri de bătrâni, în sensul că tinerii au la pălărie această cocardă. Bătrânii nu au cocardă, au panglica tricoloră. Bătrânii nu au. În schimb, ei poartă o lentă tricolor, o panglică lată, pe care o poartă peste umăr. În trecut, aceste lente erau într-o culoare sau uneori chiar în două culori și se purtau din încercarea lor de a face tricolorul în timpul defilării al paradei călare. Deși știm că autoritățile vegheau ca niciodată să nu stea chiar roșu, galben și albastru sau albastru, galben, roșu, dar măcar afișau aceste culori naționale. Junii curcani s-au format din scindarea grupului junilor bătrâni în două grupuri. Grupul junii costenii și, să zic, tocilenii. Și atunci grupul junilor curcani a adoptat, ca să fie vizibil și ca element distinctiv, a adoptat căciula de curcan, căciula pe care o foloseau în preajma războiului de independență dorobanții și mai ales cei din regimentul 6, dorobanți, care au purtat acele pene de curcan și au rămas renumiți în istorie pentru faptele de vitejie de la Grivița. Din grupul junilor curcani s-au desprins în 1923 junii dorobanți sau dorobanții sau păjiștenii, cum mai erau ei numiți, care au adoptat căciula brumărie. Și astfel vorbim de alte grupuri care în loc de pălărie poartă căciula. Grupul junilor brașovecheni poartă vechea căciulă românească, care era specifică populației pastorale din sudul Transilvaniei. Tot așa era împodobită la origini cu pene de curcan, cu câte o rujă. Acum mai nou sunt tricolore. Înainte erau într-una din culorile pe care le avem pe steag, ori roșii, ori galben, ori albastră, dar mai ales pentru vătafi nu purtau oricine. Cei care nu erau șerși aveau două culori, că nu era permis tricolorul. Și astfel, să zic, brașovechenii așa cu căciulile lor se alătură acestui grup. Și separat avem un alt grup, grupul albiorilor și al roșiorilor, care poartă cămăși lungi, albe, brodate în motive naționale, cu acele paiete pe care noi le numim fluturi, cu chimire la rândul lor brodate cu motive naționale. Diferența între albiori și roșiori se observă prima dată prin faptul că unii au căciulă albă, model Mihai Viteazu, cum a fost el numit la un moment dat, deși în trecut aveau căciuli de culoare neagră după moda curcanilor și a dorobanților din timpul războiului de independență, iar roșiorii, în schimb, poartă acele căciuli de roșiori, despre care știm că au fost cadoul transmis prin Nicolae Iorga de către Regina Maria, care era colonel onorific al regimentului 4 roșiori. Da, foarte interesant. Cred că așa și v-aș asculta încă o oră de acum încolo. Din păcate, timpul alocat s-a încheiat. Sper să ne revedem cât de curând cu ocazia zilelor Brașovului și atunci să apucăm să discutăm mai multe sau după, să tragem o linie și să vedem ce s-a întâmplat după ce inaugurați, așa cum spuneați, sediu acolo.
Domnule Stănescu, domnule Clipea, vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența la Secretele Brașovului. Vă mulțumesc. Numai bine. Oameni buni, ne revedem după o scurtă pauză.